importantă din viața oricărui copil este atunci când apar primii dinți, dinții de lapte, așa cum sunt denumiți ei popular. Ce ar trebui să știe părinții din acest punct de vedere? Cum trebuie îngrijiți pentru a ajuta copilul să aibă o viață dentară sănătoasă tot timpul? Ne spune astăzi doamna dr. Alice Petrache, medic stomatolog la Clinica Dentaline. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Sunt foarte mulți părinți interesați de acest subiect legat de cum trebuie să îngrijească dinții de lapte și cum ar trebui să aibă grijă de sănătatea dentară a copilului și bineînțeles că trebuie să învățăm din primele luni de viață să avem grijă de ceea ce înseamnă sănătatea orală. Așadar, aș vrea să ne spuneți pentru început de când începe erupția dentară și la ce ar trebui să fie atenți părinții încă de atunci. Erupția dinților temporari începe la în jurul vârstei de 6 luni și se încheie în jurul vârstei de 30 de luni. Când ar trebui să se îngrijoreze părinții sau când ar trebui să meargă la medic cu copilul pentru primul consult stomatologic? Primul consult stomatologic ar trebui să aibă loc în jurul vârstei de un an și jumătate, 2 ani. Cu cât se vine mai devreme, cu atât este mai bine. Asta pentru că noi putem să le explicăm mamelor metode de prevenție acasă împotriva cariei. Ce probleme pot să apară în perioada în care copilul se confruntă cu primii dinți? De cele mai multe ori știm, este o provocare pentru părinți, bebelușul are tot felul de dureri. Unii dintre ei se pot confrunta cu erupția întârziată. Da, într-adevăr, se pot confrunta și cu erupție întârziată. Am avut cazuri în care nu apăreau primii dințișori la vârsta de 6 luni și au apărut poate fie mai devreme cu 3-2 luni sau mai târziu cu 5-6 luni și atunci s-au prezentat la cabinet îngrijorate că nu apare niciun dințișor. Nu trebuie să ne îngrijorăm absolut deloc. Este o erupție mai întârziată, iar din momentul în care apar primii dințișori de lapte, atunci vor încerca să și vom încerca împreună cu mama să le explicăm ce trebuie să facă pe mai departe de la primii dințișori de lapte, de când au erupt. Așa cum spuneam, există un disconfort destul de mare pentru bebeluși în momentul în care încep să apară primii dințișori. Există metode pe care le puteți recomanda părinților astfel încât să ușureze toată această perioadă pentru bebeluși? Da, în primul rând se pot aplica geluri care conțin analgezice, care se găsesc în farmacii. Mai sunt și geluri care conțin anestezic, dar nu aș recomanda din cauza faptului că conțin o cantitate de anestezii și atunci e mai bine să evităm și atunci să dăm doar strict cu cele care conțin analgezic. Cum trebuie îngrijiți dinții de lapte? Cu atenție și, cum am zis și mai devreme, de când au erupt primii dințișori, mama trebuie să-și achiziționeze de la farmacie un degetar de silicon cu care efectiv masează și gingiile, dar și încurăță primii dințișori de lapte. Asta până când erup în totalitate toți dinții de lapte. După aceea e normal să obișnuim copilul să facă din medicul stomatolog un prieten și să meargă periodic la vizita stomatologică. Da, da, este foarte important. E important ca mama să efectueze ia periajul, să zic așa, până la vârsta de 4, 5, 6 ani. Eu recomand să se ducă, adică tot timpul să fie însoțit, chiar dacă totul este o joacă, să lase copilul la început să se joace singur, să zic așa, dar la final să încheie mama periajul, pentru că niciodată nu reușește să curețe în totalitate toate suprafețele dinților de lapte. Deci este important să îi învățăm pe copii cum să facă și un periaj corect. Da, da, da. E foarte important, dar, așa cum am și zis, important este mai bine să fie la început o joacă pentru ei, dar odată cu înaintarea în vârsta a copilului să devină lucrurile un pic mai serioase, pentru că uneori se întâmplă ca ei să rămână cu acea joacă și atunci să apară tot felul de probleme la nivelul dinților. Ce înseamnă un periaj dentar corect? În primul rând, trebuie efectuat dimineața și seara, lângă sau cu ajutorul mamei. Trebuie cumpărată o periuță manuală. Eu nu recomand periuțele electrice și asta din cauza faptului că ei se joacă cu ele și nu reușesc niciodată să-și efectueze periajul corect. Pasta de dinți normal pentru vârsta copilului și efectiv periajul dinților de sus
se fac ce de sus în jos, iar dinților de jos, de jos în sus. Mie îmi place să le și zic, îi pieptănăm. Efectiv, dinții îi pieptănăm. Este foarte important ca micuții să învețe de mici acest exercițiu, pentru că știm, sănătatea orală este o problemă în România. De cele mai multe ori nu se dă atenție acestui aspect și din cauza aceasta ajungem mai târziu să avem probleme cu cariile și să ajungem chiar la probleme dentare mai grave. Și atunci prevenția este calea cea mai sigură. Da, într-adevăr, primul rând, eu consider că prevenția este... Primul pas este să te prezinți la medicul stomatolog. Asta e cel mai important. Odată la cât timp ar trebui să obișnuim copilul să treacă pe la medicul stomatolog? Eu recomand odată la 3 luni. Prima dată când văd un copil, îl evaluez, să zic așa, iar în funcție de ceea ce văd, îi recomand apoi să revină. Dacă problemele sunt mai multe, rog să vină mai des. Adică îi spun mamei să ne vedem odată pe lună, sau odată la 2 luni, sau la 3 luni. Asta depinde și de copil, în primul rând. Dacă copilul este un copil liniștit, relaxat, vesel, atunci pot rări vizitele după ce finalizez tratamentul stomatologic. Foarte important este și exemplul pe care îl dau părinții și la rândul lor să meargă la medicul stomatolog și să încurajeze copilul să-l vadă ca pe un prieten, nu ca pe un om care vine și te pune pe un scaun și provoacă durere. Da, așa este. În primul rând, totul trebuie să se desfășoare ca o joacă, niciodată. E foarte important ca mama să încerce acasă să-l pregătească pe copil psihic, adică așa cum pune o poveste acasă, așa ar trebui să spună și despre noi medici stomatologi și despre orice medic. Da? Pentru că dacă copilul vine cu teamă la medic, atunci cu teamă va sta și pe scaun și lucrurile sunt un pic mai greoaie, dar nu imposibile. Și atunci încercăm să ne împrietenim împreună, să ne cunoaștem mai bine, de aceea eu niciodată de la prima vizită nu lucrez copilului. Povestim, râdem, ne jucăm, stăm de vorbă, abia după aia de la următoarele vizite mă apuc de lucru. Asta ca să reușesc să îi recapăt încrederea și siguranța. Deci relația cu medicul stomatolog nu se oprește la o primă consultație? Nu, niciodată. O primă consultație este în primul rând a veni și a arăta, să zic așa, locul unde ne desfășurăm activitatea și încercăm să fie un spațiu și un loc cât mai călduros. Adică să nu arate a cabinet stomatologic sau în general un cabinet medical. Noi încercăm pe cât posibil lucrul acesta și atunci au un succes rezultatele, sunt rezultate bune.